Șoc în lumea culturală din Cluj. Primarul Emil Boc a dat vestea care încurcă planurile ONG-urilor din Cluj-Napoca. Cei care organizează evenimente la care se plătesc bilete de intrare nu mai pot primi finanțări de la primărie. Edilul a prezentat un raport întocmit de inspectorii Curții de Conturi, care practic dă peste cap tot ce înseamnă evenimente culturale în oraș. Sunt lovite 10 de evenimente culturale mari care primesc finanțări nerambursabile de ani de zile, între care cel mai cunoscut este TIF. Reprezentanții primăriei spun că vor ataca în instanță raportul, dacă e menținut în forma actuală de conducerea Camerei de Conturi Cluj. În primul rând suntem în pregătirile celei de-a 15-a ediții și se pare că în loc să ne ocupăm de organizarea festivalului, încercăm să lămurim așa zisele probleme semnalate de Curtea de Conturi. Din perspectiva noastră și din perspectiva primăriei, cred că este un exercițiu de exces de zel și cred că s-ar putea crea un precedent foarte periculos pentru ce înseamnă finanțarea evenimentelor culturale, nu doar din Cluj, ci din România în general. Primăria încearcă să combată raportul prin niște extra documente și argumentații din partea fiecărei părți implicate în acest raport și cred că ar fi mare păcat să lăsăm un astfel de raport să ne întoarcă în timp cu 12-15 ani. În raportul amplu, două pagini sunt dedicate Festivalului de Film Transilvania. Managerul festivalului, Cristian Hordilă, încă încearcă să-și revină după ședința de la primărie. Viceprimarul Ana Horvat, care este președintele Comisiei de Selecție a Proiectelor pentru Finanțări Nerambursabile, i-a convocat pe reprezentanții ONG-urilor care au primit bani în ultimii ani pentru a le prezenta raportul distrugător pentru cultura clujană.